Ai obosit să-ți mijești ochii pentru a citi meniul sau să întâmpini dificultăți când te uiți la televizor? A venit momentul să ai grijă de ochii tăi. În acest filmuleț vom vorbi despre 5 cele mai eficiente alimente pe care le poți mânca pentru a-ți îmbunătăți vederea, începând cu morcovul clasic și terminând cu somonul puternic. Vom menționa și un aliment la care probabil niciodată nu te-ai gândit în această ordine de idei. Aceste alimente conțin în abundență substanțe nutritive esențiale care ajută la prevenirea maladiilor ochilor legate de vârstă, contribuie la prevenirea uscării ochilor și așa mai departe. Așează-te comod, ia-ți o gustare și hai să vedem care sunt 5 cele mai benefice alimente pentru sănătatea ochilor tăi. Morcovul. Prima de pe lista noastră de astăzi este o legumă pe care mama ta te impunea întotdeauna să o mănânci. Vorbim despre morcov. Adevărul este că mama ta avea dreptate atunci când dorea să mănânci acest deliciu crocant. Morcovul conține o cantitate enormă de beta-caroten. Această substanță este convertită în vitamina A în interiorul organismului uman. Vitamina A este crucială pentru menținerea unei vederi sănătoase, în special în condițiile luminozității scăzute. În cadrul unui studiu efectuat de Institutul Național al Ochiului, oamenii de știință au ajuns la concluzia că deficitul de vitamina A poate duce la nictolapie, orbire de noapte. Din această cauză poți întâmpina dificultăți când încerci să vezi ceva în mediul întunecat. Dacă nu obții cantități suficiente de această substanță nutritivă esențială pentru sănătatea ochilor, poți fi predispus riscului de a dezvolta nictolapie. Dar aceasta nu este totul. Morcovii conțin cantități enorme de alte substanțe nutritive benefice pentru sănătatea ochilor, precum luteina și zeaxantina. Aceste două substanțe puternice acționează împreună pentru a-ți proteja ochii de lumina dăunătoare și pentru a reduce riscul de dezvoltare a maladiilor ochilor legate de vârstă, cum ar fi cataractele și degenerescența maculară. Partea bună a lucrurilor este că incorporarea morcovului în regimul tău alimentar nu este ceva dificil. Îl poți ronțăi crud în calitate de gustare, îl poți fierbe, prăji sau prepara pe aburi. O sugestie minunată ar fi să pui morcov mărunțit în salatele tale pentru a obține o aromă și o cantitate suplimentară de substanțe nutritive. Dacă te simți aventuros, încearcă să adaugi morcov în smoothie-urile tale. Amestecă câțiva morcov cu ceva fructe și lichide la discreția ta pentru a obține o băutură gustoasă și nutrițională. Consumând mai mulți morcovi, îți menții ochii fericiți și sănătoși. Este o modalitate simplă și delicioasă de a întreprinde o schimbare mare în starea ta generală de sănătate. Spanacul. Următorul pe lista noastră este spanacul. Dacă e să fim sinceri, spanacul nu întotdeauna se bucură de popularitatea pe care o merită cu adevărat. După ce vei auzi despre beneficiile pe care le poate oferi această legumă verde frunzoasă pentru sănătatea ochilor tăi, ai putea dori să-i oferi o șansă. Oare ce face spanacul să fie atât de bun pentru sănătatea ochilor? Aici din nou vorbim despre luteină și zeaxantină. Aceste două substanțe nutritive acționează precum supereroi în protecția vederii tale. Substanțele respective acționează în calitate de filtre naturale care împiedică lumina albastră periculoasă să ne deterioreze ochii. Lumina albastră poate duce la dezvoltarea maladiilor ochilor legate de vârstă, asemenea cataractelor și degenerescenței maculare. Partea bună a lucrurilor este că în spatele acestor declarații se află știința. Cercetările științifice au descoperit că persoanele care consumă cantități mari de luteină și zeaxantină au șanse mai mici de a dezvolta cataracte și alte maladii ale ochilor în comparație cu persoanele care nu consumă aceste substanțe nutritive. Spanacul este un adevărat superior în această ordine de idei. Cum să te asiguri de faptul că consum cantități suficiente de spanac pentru a obține aceste beneficii? Posibilitățile sunt nelimitate. Poți adăuga spanac în salată, în smoothie sau să-l înnebuși cu usturoi și ulei de măsline pentru o garnitură delicioasă. Modalitatea mea favorită de a consuma această legumă verde este de a adăuga spanac la smoothie-ul meu de dimineață. Amestecă puțin spanac cu fructele tale preferate și cu lichidul ales la discreția ta și vei avea o băutură delicioasă și benefică care conține o mulțime de substanțe nutritive de care au nevoie ochii. Indiferent de faptul dacă ești sau nu un fan al spanacului, este greu să negi beneficiile pe care le oferă pentru ochii tăi. Data viitoare când vei fi la o alimentară, de ce să nu iei o pungă de spanac și să nu înveți cum poți incorpora spanacul în alimentația ta? Ochii tăi îți vor fi recunoscători. Somonul. Acum îți sugerez să discutăm despre somon. Este un pește super vedetă care este nu doar delicios, ci și conține o mulțime de substanțe nutritive benefice pentru sănătatea generală, inclusiv pentru sănătatea ochilor. Somonul conține în abundență acizi grași omega-3, substanțele respective fiind esențiale pentru menținerea sănătății optime a ochilor tăi. Unul din beneficiile consumului acizilor grași omega-3 din componența somonului este faptul că previn uscarea ochilor. Uscarea ochilor poate fi o problemă răspândită pe măsură ce înaintăm în vârstă. Acizii grași omega-3 conține
contribuie la menținerea ochilor lubrifiați. Aceasta poate preveni iritația și senzația de disconfort. Pe lângă faptul că împiedică uscarea ochilor, somonul de asemenea poate contribui la prevenirea degenerescenței maculare. Această maladie ne afectează viziunea centrală și este unul dintre principalele motive ale orbirii la adulți în vârstă înaintată. Cercetările științifice au demonstrat că persoanele care consumă cantități mari de acizi grași omega-3 au un risc mai scăzut de dezvoltarea acestei maladii. Dar cum poți incorpora în nutriția ta o cantitate suficientă de somon pentru a obține toate aceste beneficii? Răspunsul este simplu. Prepară-l la grătar, coace-l. Există atât de multe modalități delicioase de a prepara somonul. Somonul este un adaus extrem de ușor la orice masă. O sugestie practică pentru incorporarea unei cantități mai mare de somon în regimul tău alimentar este de a prepara o salată de somon. Amestecă somon preparat cu verdețurile tale favorite, precum spanacul sau rucola, adaugă câteva felii de avocado și o picătură de ulei de măsline și vei obține o salată gustoasă și sănătoasă. O altă modalitate gustoasă de a prepara somonul este prepararea acestuia la grătar și servirea lui cu o garnitură de legume coapte sau cu orez brun. Aceasta va fi o cină delicioasă și sănătoasă care conține mulți acizi grași omega-3. Acizii respectiv vor susține sănătatea ochilor tăi. Somonul este un aliment super pentru menținerea unei vederi sănătoase datorită faptului că conține cantități mari de acizi grași omega-3. Încorporând regulat somon în alimentația ta, poți preveni uscarea ochilor și dezvoltarea degenerescenței maculare și îți poți susține sănătatea generală a ochilor. Fă din somon o parte regulată a nutriției tale și bucură-te de o mulțime de beneficii pe care le poate oferi. Ouăle. Următoarele pe lista noastră sunt ouăle care sunt adevărații supereroi al lumii nutriției. Nu doar sunt versatile și gustoase, ci și oferă o mulțime de beneficii pentru sănătate. Printre numeroasele beneficii este și susținerea sănătății ochilor. Ouăle sunt surse extraordinare de proteină, aceasta fiind esențială pentru construirea și repararea țesuturilor în organismul tău. Știai că ouăle de asemenea conțin cantități înalte de vitamine și de substanțe minerale esențiale care te pot ajuta la păstrarea sănătății ochilor? Unul dintre acești nutrienți benefici pentru ochi este vitamina A. Această vitamină este crucială pentru menținerea vederii clare și pentru protecția corneei, celui mai superior strat al ochiului. Ouăle conțin o cantitate enormă de vitamina A. Dar asta nu este totul. Ouăle sunt bogate în luteină și zeaxantină. Concentrații înalte de substanțe respective se regăsesc în gălbenușurile ouălor. A fost demonstrat că nutrienții respectivi contribuie la prevenirea dezvoltării maladiilor ochilor legate de vârste, precum cataractele și degenerescența maculară. La sigur merită să incluzi ouă în nutriția ta. Hai să vorbim despre modalitățile în care putem consuma o cantitate mai mare de ouă. Una dintre modalitățile mele favorite este o omletă delicioasă cu spanac. Această omletă nu doar îți oferă proteină suplimentară, ci și o cantitate adițională de luteină și zeaxantină pentru și mai multe beneficii în contextul sănătății ochilor. O altă opțiune este fritata din legume, aceasta fiind o modalitate extraordinară de a folosi orice legume rămasă în frigiderul tău. De asemenea, o poți face din timp și o poți mânca pentru mic dejun sau prânz pe parcursul săptămânii. Ouăle sunt adevărate superalimente în contextul menținerii sănătății optime a ochilor. Nu te teme să fii creativ și să încerci diferite rețete. Trebuie neapărat să păstrezi gălbenușul, fiindcă anume el conține toate substanțele nutritive benefice pentru sănătatea ochiului. Coacaza neagră. Următorul superaliment în contextul sănătății ochilor este unul la care nu te-ai fi gândit niciodată, coacaza neagră. Aceste fructe mici de pădure în pofida mărimilor conțin o mulțime de antioxidanți puternici. Antioxidanții respectivi pot fi benefici pentru ochii tăi în mai multe modalități. Antocianinele sunt unele din substanțele nutritive cheie care se regăsesc în componența coacazei negre. Ele le oferă acestor fructe de pădure culoarea lor albastră. A fost demonstrat că aceste substanțe îmbunătățesc vederea de noapte și te protejează contra maladiilor ochilor legate de vârstă. Coacaza neagră este minunată nu doar datorită gustului său dulce, are mai multe proprietăți benefice pentru sănătatea ochilor. Conform cercetărilor științifice, consumul alimentelor bogate în antioxidanți, asemenea coacazei negre, poate ajuta la protecția retinei contra deteriorării cauzate de radicalii liberi. Ai putea să întrebi cum ai putea incorpora mai multe coacaze negre delicioase în nutriția ta. Nu te teme, deoarece există mai multe modalități de a savura aceste fructe de pădure. Le poți adăuga în smoothie-ul tău de dimineață, poți presăra cu ele fulgite de ovăz, le poți folosi în coptură. Chiar le poți adăuga la rețeta salatei tale preferate pentru a obține o aromă dulce și substanțe nutritive benefice pentru sănătatea ochilor tăi. Ce mai aștepți? Coacaza neagră este un aliment perfect pentru susținerea sănătății ochilor. Încorporând aceste fructe delicioase de pădure în alimentația ta, îți protejezi ochii contra deteriorării și îți susții vederea clară. Dacă incluzi aceste 5 alimente din filmuleț în alimentația ta, îți poți susține sănătatea generală a ochilor și poți reduce riscul de dezvoltare a maladiilor ochilor legate de vârstă.